Bun găsit! Numele meu este Arina Lazar și vă invit să descoperim împreună o nouă ediție a știrilor de sabat. ADRA produce schimbări în familiile din Rwanda prin intermediul cluburilor bărbaților. În cadrul lor, aceștia învață cum să evite alcoolul, să-și considere soțiile egale, să le susțină și să le ajute în cultivarea grădinii și treburile din jurul casei. Înainte de a mă alătura clubului bărbaților, eram un bețiv, spune Alfred, dintr-un sat din estul țării. Cheltuiam toți banii pe alcool, iar când ajungeam acasă, îmi băteam soția, care în cele din urmă m-a părăsit. Nu știu sigur de ce o băteam, probabil asta am văzut în timp ce creșteam, nu doar în familia mea, ci și în familiile multora dintre prietenii mei. Era o modalitate de a arăta cine este bărbatul în casă, continuă acesta. Alfred a auzit pentru prima dată despre clubul bărbaților de la prietenii lui și ei membri ai aceluiași club. După ce au renunțat la alcool, aceștia au început să-și petreacă timp cu copiii și să-și ajute soțiile. Nu mi-a fost ușor să devin membru al clubului bărbaților, însă m-au ajutat să renunț la alcool, să-mi cumpăr un mic teren, să-mi construiesc o căsuță și să cultiv grădina. În plus, m-au ajutat să-mi conving soția că sunt un om schimbat și că se poate întoarce acasă, a mărturisit Alfred. Mihai Alexandru, compozitorul piesei Dear Father, interpretate de Laura Bretan la Eurovision România, s-a alăturat publicului și fanilor artistei, spunând că aceasta a fost discriminată în finala selecției naționale. Declarațiile compozitorului au venit după ce doi dintre jurați i-au acordat favoritei publicului și uneia dintre favoritele competiției un punctaj foarte mic în comparație cu cel acordat de ceilalți membri ai jurului, deși cu doar o lună înainte declarau că are cea mai bună piesă din concurs. În timp ce publicul speculează că votul celor doi membri ai jurului și ai comunității LGBT a fost influențat de poziția Laurei Bretan în favoarea familiei tradiționale, Mihai Alexandru se întreabă dacă nu cumva concursul deviază de la ideea de bază, adică muzica. Mi-aș dori să se menționeze clar în regulament că participanții creștini nu au dreptul să concureze, măcar să știm de la început, a declarat compozitorul citat de Adevărul. Conform unui studiu realizat de cercetători din cadrul Universității Loma Linda, sănătatea mentală precară este asociată unei alimentații de slabă calitate, indiferent de variabile precum genul, educația, vârsta, statutul matrimonial sau venitul. Studiul publicat luna aceasta a descoperit că adulții din statul american California, care consumă mai multe alimente nesănătoase, sunt și cei care raportează un disconfort psihologic moderat sau sever mai degrabă decât cei care adoptă o dietă mai sănătoasă. Astfel, un consum mare de zahăr este asociat tulburărilor bipolare, iar o dietă bogată în alimente preparate prin prăjire sau care conțin cantități mari de zahăr și cereale procesate corelează cu depresia. Studiul are implicații în tratarea bolilor mentale, alăturându-se celorlalte studii care trag un semnal de alarmă cu privire la importanța alimentației pentru sănătatea mentală și cu privire la folosirea acesteia pentru tratarea afecțiunilor de natură psihică. Un studiu recent efectuat pe un eșantion de copii din Shanghai a relevat că expunerea la poluarea cu particule fine corelează cu creșterea incidenței tulburării de spectru autist, raportează un articol publicat de semneletimpului.ro. Studiul întărește o concluzie similară la care a ajuns un alt grup de cercetători, de data aceasta din Statele Unite. Conform acestora, expunerea la particule fine în timpul celui de-al treilea trimestru de sarcină corelează cu un risc dublu de dezvoltare autismului. Particulele fine se găsesc în general în emisiile de gaz industrial, în emisiile auto și în fumul de cărbune, fiind prezente în cantități periculoase în orașe din întreaga lume. Nici România nu rămâne neafectată de poluare, stațiile care măsoară calitatea aerului din București înregistrând aproape zilnic valori cu până la 400 de ori mai mari decât limitele maxime admise. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în jur de 7 milioane de persoane mor anual din cauza poluării aerului. Dacă ești tânăr, ai peste 18 ani și cunoști limba engleză la un nivel mediu sau avansat, Departamentul Tineret te invită într-o aventură misionară în Panama. Aceasta va avea loc în perioada 24 aprilie-7 mai, iar pe lângă dorința de a sluji, ai nevoie și de recomandarea pastorului bisericii tale. Pentru detalii, trimite un e-mail la adresa tineretmuntenia@rondadventist.ro. Lipsa experienței constituie un avantaj. Asociația studențească Amicus București, împreună cu Departamentul Administrarea Creștină a Vieții din cadrul Bisericii Adventiste, vă invită la evenimentul Ajutor am fost binecuvântat, prezentat de Julien Arcer.
Evenimentul se desfășoară în două etape, vineri 8 martie de la ora 19 și sâmbătă 9 martie ora 17 în Aula Magna Facultății de Drept Universitatea din București. Invitații speciali sunt corul de cameră The Royal Singers, corul studențesc Amicus București și soliștii Aldana Cazacu și Dragoș Gârea. În cadrul evenimentului va avea loc lansarea cărții scrise de Julien Archer, Ajutor am fost binecuvântat. Julien Archer a devenit un antreprenor de succes, membru în clubul celor mai bogați oameni de pe planetă, însă când a realizat că a ajuns în faliment spiritual, a decis să-și schimbe sensul existenței. Astăzi călătorește în jurul lumii, încurajând pe oameni să-și deschidă inima în fața lui Isus. Acestea au fost știrile de sabat. Până data viitoare, vă doresc o săptămână binecuvântată!